Andrei Scripi a intrat în România prin punctul de trecere a frontierei Siret în luna martie. Pentru că era dat în urmărire internațională, polițiștii l-au reținut imediat. Bărbatul susține că a aflat în țara noastră că este cercetat în Rusia pentru fraudă la scară largă. După 7 luni de stat în arest, el a reușit, cu ajutorul avocaților, să convingă instanța de judecată să îl elibereze. Am avut această speranță până la urmă și mă rugam toată ziua ca să fiu pus în libertate. Sunt foarte fericit acum. Povestea lui Andrei Scripi pare desprinsă dintr-un film. Bărbatul susține că este medic pediatru și că în Rusia a militat pentru respectarea drepturilor omului. Din acest motiv, rușii i-ar fi înscenat un dosar penal pentru crimă. Ca să mărturisească o faptă pe care nu a comis-o, ar fi fost torturat timp de 2 zile. Apoi ar fi fost internat în mod abuziv într-un spital de psihiatrie, unde i s-ar fi administrat medicamente fără a avea un diagnostic. Așa niște metode de interogare acolo, deci, care sunt folosite. De câte ori a fost reținut și torturat? Сколько раз вас задерживали и применяли такие пытки к вам? Am fost reținut și mi s-a fost învinuit că am omorât chiar o persoană. Da, practicăm metodele de 2 suduc. Cu așa metode, deci 2 zile. Добивались признательных. Doreau ca eu să recunosc fapta. И после этого по одному и по одному prin acest proces, deci eu am fost pus la spitalul, deci, de psihiatrie. Cu preparate, deci, psihotropice, deci eram 2 ani, chiar am fost sub, m-au lipit în așa fel. Хотя сам я врач, детский врач, никаких диагнозов не имел. Deci nu aveam niciun diagnoz ceva legat pe linia aceasta psihiatru. Poate m-am adresat la CEDO și datorită CEDO am fost eliberat din acest spital. Și după aceea la Moscova am obținut rezultat medical că nu sunt bolnav psihic și am fost eliberat practic și de instanță. Получается, база aceasta. Se primește судили, и все в одном деле. Sănătos, deci l-au pus să fie licuit așa, deci cu forță, și totodată om nevinovat, deci a fost adus la instanță ca să fie judecat. Din Rusia. Când vă покинули Rusia? În anul 20 am părăsit Rusia și m-am stabilit sub Kiev, în orașul Irpin, deci zona unde a fost Bucha, Irpin, care a fost de ocupată epicentrul războiului. Și de acolo când a plecat? И с Ирпеня, когда вы покинули дальше, поехали? Ну, я где-то уже с утра начали летать военные... А до зиду по разбою, ведь деасупра капулы сбурал авионы, ракеты, шамфос не воит касы по российской Ирпене. Andrei Scripi a reușit să obțină protecție subsidiară în România, o formă de azil politic. Este cazat în centrul de refugiați de la Rădăuți, iar pe teritoriul țării noastre ar vrea să profeseze ca medic pediatru. Pe latura civilă, în vederea obținerii acestei protecții subsidiare, Tribunalul Suceava definitiv a conchis că medicul Scripi Andrei trebuie să rămână în România, pentru că dacă va fi extradat în Federația Rusă, urmează să fie supus terorii sau chiar poate fi și omorât. Care au fost acuzațiile propriu-zise pentru care a fost învinuit, pentru cei ce erau prin Interpol extradat? Acuzațiile care au fost, din punctul nostru de vedere, inventate de către autoritățile Federației Ruse, au fost de fraudă la scară largă. Adică, cumva, într-o perioadă anume, medicul Scripi Andrei ar fi fost un constructor de locuințe pe teritoriul Federației Ruse și ar fi vândut locuințe pe care ulterior nu le-a mai construit. Însă, conform dovezilor care au fost atașate la dosarul cauzei, credem noi că am reușit să demonstrăm că aceste acuzații nu pot fi pertinente, atât timp cât urmărirea penală acolo a fost emisă la un moment când Scripi Andrei s-a aflat deja, era pe
arealul Federației Ruse și documentele care au fost trimise de către Federația Rusă și traduse de către Ministerul Justiției din România spuneau că medicul Scripi Andrei se afla în interdicție de a părăsi localitatea respectivă, zona. Cu toate acestea, noi am făcut dovada că medicul Scripi Andrei, ulterior momentului în care, vezi, Doamne, ar fi fost dat în urmărire internațională, a ieșit în mod legal din Federația Rusă și a intrat în Ucraina. Avocatul Andronache susține că Andrei Scripi trebuia eliberat din arest pe 2 septembrie, însă a fost eliberat abia pe 23 octombrie.